Salutare, dragi tovarăși, și bine v-am găsit aici pe insulița mea. Mi-am luat și eu o vacanță în sfârșit cu banii din donații și m-am dus și aici pe plajă. Bun, cred că ați văzut pe ultimele două live-uri că mi-am luat și eu un green screen. Green screen-ul meu, stați să vi-l arăt acum cam cum arată. O secundă numai. Așa, video capture device. Stați să scot de aici chroma key-ul. Cred că o să vă dau troll acum cu WhatsApp-ul că primesc mesaje. Hai să-i dau remove la chroma key, gata. Bun. Așa, ideea este că mi-am luat această chestie verde. Unii ziceați la mișto prin comentarii că este fie un cearceaf, e o pătură, dar nu, este direct de la profesional. O să vă fac un review complet la tot setup-ul meu la 30.000 de abonați. Deci ne mai trebuie doar vreo 500 de abonați și gata, am făcut 30.000. Și o să vă fac review complet cu tot ce am, inclusiv caloriferul ăsta care mi oferă mie căldură noaptea când fac live. Bun, mi-am mai adăugat niște chestii aici, cât de cât mai profesioniste. O să vă fac review la 30.000 de abonați. Dar până atunci vă fac un tutorial cum să folosiți chroma key-ul sau green screen-ul. Chiar acum 2 ani am făcut tutorial și de OBS, dar fără green screen, că n-aveam green screen pe atunci, nu știam cum se folosește. Ei, acum vin cu completarea, dar oricum, cred că peste vreo, nu știu, cred că la anul fac și tutorial full de OBS, că acum n-am chef. Fac doar cu bucata asta, că să iau tot OBS-ul cum se configurează, să-mi ia mult. Bun, hai să vă prezint cum se folosește green screen. În primul rând, vă trebuie fundalul verde. Puteți să folosiți și albastru, dar verdele este cel mai util. Nu prea găsiți blue screen, găsiți doar green, adică pe verde. Acest efect, această tehnologie a fost concepută pentru cinematografie, pentru că, da, cum sunt filmele SF sau filme cu acțiune, când voiau aia să filmeze, să pună niște efecte speciale, foloseau un fundal verde și după aia fac, se găseau toți în diferite peisaje. Ia să închid mai bine WhatsApp-ul, că după aia vă ziceți că vă dau troll. Bun. Hai să scot, să dau aici un, să scot plaja asta și să vă dau un display capture. Avem aici un display capture, ia să strâng și eu webcam-ul ca să se vadă pe aici. Să-l pun mai așa. Nu, o las aici și să vă arăt. Deci, ca să vă activați chroma key-ul, aveți nevoie de fundal și de lumină, bineînțeles, că dacă nu aveți lumină, ia stați să vă arăt, dacă nu aveți o lumină bună, se vede că, de fapt stați, vă arăt cum e fără lumină când pornesc efectul. Ideea e că dacă nu aveți lumina bună, nu vă vedeți bine, nici eu nu mă văd cel mai bine, că am o amărâtă de lampă circulară, ring light, cum vreți voi să-i spuneți, la 56 de lei, atât am dat pe aia, poate ori fi modele mai ieftine, pe asta am luat-o. Am luat-o pe asta pentru că se lungește 2 metri înălțime. Deci dacă plec pe undeva și vreau să am o lumină, o bag în bateria externă. By the way, dacă aveți baterie externă, mai bine o băgați în bateria externă. Trage curent mai bine de acolo. Parcă îmi luminează mai bine asta din bateria externă când calculator. Cine știe, aveau prea multe USB-uri băgate. Bun. Hai să vorbim acum despre ăsta. Deci, ca să vă activați chroma key-ul, ecranul verde, aveți aici video capture device. Ca să vă adăugați webcam-ul pe scurt, îi dați aici pe plus și scrie aici video capture device, îi dați click și vă arată acolo USB, device, trust, miria ce, ăsta, GeForce, electronice de video, ce webcam aveți, ce marcă e, Marvo și așa mai departe. Îi dați click dreapta și îi dați pe filtre. Sper să se vadă aici. Hai să-mi dau OBS-ul mai așa. Ăsta așa. Bun, și se vede aici. Deci se vede, aici e verde, aici nu mai e verde, e perete normal și am pus și eu aici căciula asta de Moș Crăciun ca ornament, că mi-a fost lene să-mi pun chitara pe perete, dar o pun începând de mâine, n-am avut chef să o scot din husă și să o șterdă praf. Îi dai frumos aici audio-video filters, n-avem treabă cu astea, ne trebuie doar effect filters, îi dai fie așa plus, fie direct click dreapta. Dar cel mai bine dați click dreapta, că așa fac și eu și luați-vă după mine că eu știu mai bine. Îi dați așa, add și scrie aici, chroma key. Chroma key, puteți să-i puneți ce nume vreți voi, puneți ce nume vreți voi. Și gata, deja mi-a luat direct, mi-a șters verdele de pe fundal, mă vedeți și aici, activăm și plaja la loc, deja mă văd pe plajă. Bun, aveți de aici frumos, pe diferite culori. Dacă aveți pe română, nu știu ce vă țineți OBS-ul, general vă țineți programele în română, că sună oribil, sună cam stânjenitor română, ca să nu zic cringe. Da, ideea este că aveți așa, din start, key color type, adică ce culoare să fie, verde, albastru, magenta, care e un fel de mov, siclam, cum îi mai ziceam noi când eram mici, și custom, dacă vrem noi să facem cu anume culoare. Nu vă recomand să faceți cu o culoare anume. Se folosește în general albastru și verde pentru că
nu se regăsește pe piele, pe păr, pe haine, nu prea se regăsește așa de mult verde și albastru. Mai puțin dacă porți tu o haină albastră sau verde. Ideea e că, de exemplu, dacă se făcea, dacă făceam cu roșu acest filtru, acest efect de green screen, făceam red screen, dacă puneam pe roșu, ne dispăreau efecte de ne dispăreau bucăți din față. Se vedea prin fața noastră. Nu ne vedeam măselele dacă aveam gura închisă, se vedea peretele din spate. Noi, deși ne vedem la webcam, la telefon, ne vedem față în față că suntem albi, galbeni, bronzați, cum suntem noi, avem pigmenți roșii, pixeli, dacă e să vorbim de video, foto, avem puncte roșii pe față. Și dacă punem pe roșu, ne dispar bucăți din față. De aceea se folosește verde sau albastru, dar cel mai bun e verdele. Asta e, nu purtați haine verzi dacă vreți să vă faceți ceva de genul, cum de nici eu nu prea o să port haine verzi, nici nu prea port haine verzi, cred că am doar un hanorac maxim două. Ați înțeles ideea, nu prea o să pot să port verde că o să pară că sunt un cap plutitor. Ceea ce ar fi o chestie bună destul de troll. Bun, și dați aici pe green, adică pe verde, și mai aveți aici niște chestii ca să vă configurați dacă vreți să fie mai în diferite feluri. De exemplu, uite, așa pot să dispar. Știți, da, uite, asta ar fi un fel de toleranță la verde, cât de mult să taie din verde. Dar dacă dați prea mult, se vede că dispăreți și voi ușor, ușor. Așa. Asta ar fi, ce asta? Ia. Asta e cam cât de transparent să fie. Uite, am dat-o la 0, se văd pixelii ăștia care se joacă. Deci trebuie să o lăsăm mai așa. Eu oricum țin setările default. Nu umblu la ele că mai rău le stric. Altă chestie aici. Asta ar fi cam saturația de culoare. Nici la asta nu umblu. Opacitatea. Asta e amuzantă. Fiți antenă. Știți meme-urile cu băiatul ăla de culoare care arată victorie și dispare? Cam așa ar fi chestia asta, să facem o glumă. Mai avem contrastul. Da, știți cu toții ce la contrast. Mamă, dar mă văd aici. Așa. Bă, astea sunt bune sombrazele dacă aveți o lumină mai proastă. Dar dacă aveți lumină proastă, nu vă mai merge bine green screen-ul pe fundal. Luminozitatea. Asta ar fi bună ceva de troll sau așa dacă, nu știu, vreți să faceți ceva în anonimat, dar totuși să aveți green screen, deși nu știu ce. Mă rog, ce vă coace minte. Astea sunt bune dacă aveți diferite idei. Și mai este gamma-ul, care gamma-ul ar fi cam așa, tot de un fel de luminozitate, na. Cu gama mai mic, parcă e mai bine texturat, să zic. Se văd mai puțin pixeli morți. Dar oricum, dați pe default, eu țin pe default. Și cam asta e treaba cu chroma-ul, cu green screen-ul. Aștept să facem 30.000 de abonați, mai avem puțin. Și vă voi face tutorialul de cum se configurează, nu tutorialul, vă fac review-ul la setup-ul meu, tot. Până și birou, praful de pe unitate și de pe boxe, microfonul care mi se mai deconectează pe live-uri, lumina, bateria externă la care țin asta că parcă trage mai bine curent. By the way, ca idee, dacă n-aveți o lumină bună, uite, acum văd că îmi joacă un pic pe aici, pe la păr. De fapt, nu, îmi ia vârful de aici, de la căști și un pic din păr, dar mai mult căștile. Deci atât de proaste sunt căștile astea, nici măcar când vreau să o folosesc un green screen nu sunt bune, dar apoi că se mai deconectează firul de la o boxă. Deci dacă nu aveți lumina bună, se întâmplă asta. Adică, vedeți, nu aveți lumină bună, nu vă ia toți pixelii și acum e lumina doar de la monitor. Cu cât e lumina mai bună, cu atâta. Uite, mai sunt aici niște pixeli un pic pe lângă mine. Dacă dăm luminozitatea și mai mare și mai mare la maxim, cred că se vede excepțional de bine. Dar e prea multă lumină în cameră și pe două ochii. Plus că se consumă repede bateria. Deci da, asta lampa e bună pentru că dacă aveți o baterie externă și mergeți pe undeva și vreți să aveți o lumină și nu umblați cu lanternele de la telefoane, nici cu lanterna de la baterie externă și vreți să vă filmați sau ceva, vă luați chestia asta că e utilă. Eu mi-am dat jos de pe Ring Light chestia asta pe care pui telefonul. Uite, acum pot să fac și o review ca youtuberii aia profesioniști. Da, am dat jos chestia asta pe care o înșurubezi în mijlocul, mă rog, în bază jos și vine cam așa pe mijlocul inelului. Vine telefonul și mi-am pus acolo webcam-ul. Dacă aveți păreri, opinii că ar trebui să-mi pun web-ul în altă poziție, să-mi spuneți. Eu am preferat să-mi pun web-ul mai într-o parte, deoarece și pentru că dacă mi l-aș pune pe monitor,
în timp ce vorbesc sau mă juca și arăta tot timpul așa și ar părea că sunt la ora online pe Zoom. Măcar așa par mai relaxat, mă văd dintr-o parte, mai așa, bla bla bla. Se vede când îmi desprind și părul. Bun, dacă mai aveți întrebări legate de chestiile legate de fundalul verde, să-mi spuneți. Ca idee, un setup pentru așa ceva, na, hai să vă zic setup-ul meu repede. Ăsta pe care nu-l mai vedeți acum, vedeți un pic pe aici pe lângă barbă, nici n-am cel mai profe... Uite, acum, așa. Mă rog, nu am cel mai bun webcam, e un webcam de 100 de lei. Da, în fine, 150 lei cred că e. Dacă luam un webcam mai scump, se vedea și mai bine. Dar mă rog, deci green screen-ul este 350 de lei m-a costat. Transport gratuit, Doamne ajută. Poate găsiți unele mai bune la ofertă sau găsiți doar pânza pe care vă puneți voi pe unde vreți. Vă puneți, habar n-am. Dar eu am preferat direct așa. L-am pus pe perete și stau acolo. Sper să nu cadă de pe perete acum în cap în timp ce fac live. Asta e, fac rating măcar. Lumina care m-a costat vreo 50 de lei, 50-55. Poate găsiți de-astea, sigur găsiți ring light mai ieftin, dar eu am vrut special ring light-ul ăsta că e de 2 metri. Și cine știe ce idei îmi veneau mie, mai ales. Acum poate vreau să mă filmez, stau în picioare și am nevoie lumina să fie la nivelul meu. Și decât să folosesc lustra care are bec de la bătrân pe galben, pe halogen sau pe ce o fi, folosesc LED-ul ăsta. Și ce-mi place e că nu se încinge deloc, deci porcăria asta de ring light de lampă circulară nu se încinge ca becul inc... Na, ăla fiind back incandescent, de-aia se încinge. Și așa stă webcam-ul rece. Mai cald e webcam-ul decât becul ăsta, practic. La care mai am de aici din... N-am telecomandă să reglez, dar am pe fir telecomanda. Nu e de-aia să mă plimb prin cameră cum vreau. Am aici pe fir chestiile astea. Na, cum e și la căști să-ți reglezi volumul, nici nu știu cum să arăt așa. Așa și de aici, pot să reglez luminositatea și pot să schimb culoarea. Pot să pun o lumină mai galbenă, una mai rece, una mai și mai rece. Dar eu o las pe asta mai neutră, că asta ar fi cea mai bună. Hai să pun și microfonul să intre aici. Cam asta vă interesează. Deci ăsta 350, lumina 50 și webcam încă vreo 100. Deci cât ar fi 500 de lei m-a costat tot setup-ul ăsta. Ar 100 sau 150 de lei era webcam-ul. Nu mai știu. Da, poate aveți noroc și vă luați niște webcam-uri mai bune. Sau vă folosiți telefoanele pe post de webcam. Nu e obligatoriu să vă puneți web-ul pe ăsta. Eu am vrut special să am web-ul pe lumină ca să se împartă lumina cel mai bine. Poate în loc de webcam vă puneți telefonul și folosiți o aplicație de aia, Droidcam sau ceva de genul. Sau poate aveți webcam-uri deja, aveți un webcam mai bun și doar vă trebuie verdele și aveți lumini bune în cameră. Oricum, majoritatea fetelor care fac tutoriale de make-up și TikTok-uri folosesc așa ceva. Da, recomand ring light-ul în caz că faceți videoclipuri pentru TikTok sau doar vă filmați. Nu vă știu că erau foarte scumpe. Acum sunt proiecții la picior de lemn. Ceva de genul, stai că cred că am bani ăștia la mine să-mi iau una. Nu știu cât o să țină becul. Câte ore e făcut să funcționeze. La asta nu m-am uitat. Da, că iau alta cu totul direct. Mai stau să iau alt bec. Care poate nu merge, cine știe. Bun. Ăsta a fost tutorialul. Vă aștept întrebările în comentarii și vă mulțumesc tuturor celor care v-ați luat membru, ați donat, ați apelat la serviciile mele să fac o promovare, ați dat share și chiar v-ați uitat pur și simplu la videoclipuri și v-au apărut reclame, că dacă nu erați voi, nu mai luam chestiile astea. Urmează să schimb microfonul ca să am și o calitate audio mult mai bună. Ceva pe braț din ăla mișto o să-mi iau. Punu pe la vreo 100 de euro, cam așa. Văd eu când îmi schimb microfonul. Dar până atunci, să ne auzim cu bine și ce e azi? Sâmbătă seara, sper că vă distrați, nu ca mine filmând tutoriale pentru YouTube. Ciao les tuturor!